Toți președinții consiliilor județene din regiunea Olteniei s-au întâlnit cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru a discuta viitoarele proiecte cu finanțare europeană care pot fi accesate la nivelul regiunii. În cadrul întâlnirii s-a decis și prelungirea mandatului președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu de președinte al Consiliului de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Pe lângă proiectele legate de asfaltarea drumurilor și conservarea patrimoniului, pe programul operațional regional se analizează posibilitatea accesării de fonduri europene pentru înveloparea unităților medicale care sunt administrate de Consiliul Județean. S-a vorbit despre apelurile de proiecte care au fost lansate și anume apelul de proiecte pentru axa prioritară 6.1 care privește infrastructura rutieră. Iar noi suntem pregătiți din acest punct de vedere să depunem cererea de finanțare pentru drumul strategic în lungime de 216 km. De asemenea, a fost lansat apelul de proiecte pe prioritatea de investiții 3.1 și aici suntem pregătiți cu mai multe studii de fezabilitate pentru eficiența energetică a clădirilor care aparțin de Spitalul de Urgență Drobeta Turnu Severin și nu în ultimul rând, acum câteva zile, s-a lansat apelul de proiecte pentru patrimoniul, conservarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural. De asemenea, vom depune și aici un proiect. Din cele 25 au fost lansate 4 scheme de finanțare. Ne referim la prioritatea de investiții 3.1, care propune eficiență energetică pentru clădiri rezidențiale, pentru blocuri de locuințe, este o continuare a vechiului program. De asemenea, domeniul 5.1 pentru dezvoltarea mediului urban, 6.1, care se referă la reabilitarea drumurilor de importanță regională și au fost deja preselectate într-un dialog foarte eficient cu consiliile județene aceste transee regionale și 5.1 este vorba de reabilitarea clădirilor de patrimoniu de importanță regională și UNESCO. În acest exercițiu bugetar, pe programul operațional regional, se pune accent pe dezvoltarea unor proiecte integrate care să unească toate județele Olteniei. Ion Călinoiu, președintele suspendat al județului Gorj, a fost și el prezent la acest eveniment în calitate de invitat. Vor fi deschise principalele axe de finanțare în vederea implementărilor proiectelor cu viziune regională de această dată, de modernizarea drumurilor județene ce se îmbucă, să spun așa, cu fiecare județ în parte limitrof Gorjului, Oltului, județului Olt, Vâlcii, Mehedinți și așa mai departe. Bineînțeles, o strategie coerentă și aș mai da o axă foarte importantă legată de restaurarea patrimoniului cultural destul de important la nivelul tuturor județelor, ce înseamnă un circuit turistic ce se poate materializa ținând cont și de potențialul turistic diversificat al acestei regiuni. O idee de proiect care se dorește a fi implementată la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare este denumită One Stop Shop. Acest proiect este gândit în logica creșterii gradului de absorție a fondurilor europene prin furnizarea de consultanță în puncte de informare special organizate pentru fiecare județ și care să se adreseze atât beneficiarilor autorități publice, cât și beneficiarilor privați din mediul de afaceri sau asociativ.